De obicei, oamenii nu și valorează posturile pe care le dețin în lumea aceasta. Tot așa și poporul Israel, cei care au fost chemați din tâi, ca să fie parte din împărăția lui Dumnezeu, ca să fie chemați fie lui Dumnezeu, ca să fie ca și Dumnezeu. Ei au ales ca să nu-L urmeze pe Dumnezeu, de Cel care i-a chemat, de Cel care i-a scos din robie, de Cel care i-a dus în țara promisă și a împărțit fiecare după cum îi promisese, după semințiile lor. Dumnezeu a făcut și s-a împlinit făgăduințele până în cel mai mic detaliu. El totdeauna și-a ținut cuvântul, dar poporul niciodată nu și-a ținut cuvântul. Și din cauza împietririi lor și n-au văzut valoare în postura pe care o aveau ei în fața oamenilor și împietrirea inimii lor, a dat prilej neamurilor ca să fie și ei parte din același plan pe care l-a avut poporul Israel, și anume să creadă că ei vor fi mântuiți prin Hristos, care a fost crucificat la Golgota și care a fost crucificat și condamnat de acești oameni care au fost chemați de Dumnezeu din robie egipteană, și Dumnezeu le-a dat toate lucrurile necesare. Astăzi este ziua 209 și am citit din 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 până la capitolul 5, versetul 26. Am citit din Romani, capitolul 11, versetul 11 până la 32, și am citit din Psalm, capitolul 89, versetul 19 la 29, acolo unde se profețește despre venirea lui Hristos, despre faptul cum El va veni și cum Dumnezeu va avea grijă de El pe acest pământ, din cauza că El a avut credință și să împlinească în tocmai așa cum Dumnezeu Tatăl i-a poruncit. Tot așa a fost chemat și poporul Israel să îndeplinească în lumea aceasta, să îndeplinească voia lui Dumnezeu, voia celui care i-a scos din robie egipteană. Și ei n-au făcut lucrul acesta, ci au mers după mersul lumii acestea, după egoismul lor, după importanța lor, ei și-au dat valoare lor și nu au dat valoare Creatorului lor. De aceea și Hristos spune că El a primit postura care este mai presus de toate posturile. El a primit sub El toate împărățiile, toate domniile, judecățile, și El este Cel ce decide că tu să ai viață veșnică, ori să nu ai viață veșnică. Și de acest lucru deține credința ta. El va fi Cel ce va diviza oile de capre. Și El cunoaște inima fiecărui dintre noi și o va diviza prin felul după cum noi am crezut. Și El cunoaște adânc, adânc inima noastră și cunoaște că credem noi în adevăr sau nu. Pe cine reflectăm noi în lumea aceasta? Pe Hristos? Sau ne reflectăm pe noi? Sau reflectăm un sistem? Credem în orice, numai nu credem în Dumnezeu. Oameni buni, noi suntem chemați ca să reflectăm pe Cel care ne-a adus mântuire, fiecare dintre noi, și ne-a chemat să trăim o veșnicie împreună cu El. De aici, de pe pământ, în momentul când noi credem, Dumnezeu trăiește cu noi, noi ne deschidem inima noastră și El intră și stă la masă împreună cu noi. Lucrurile astea sună ca de pe altă planetă și dacă te vei scufunda în cuvântul lui Dumnezeu, vei înțelege că acest limbaj de exprimare este un limbaj luat din cuvântul lui Dumnezeu, o relaționare așa cum Dumnezeu ne transmite fiecare dintre noi că noi trebuie să trăim în lumea aceasta. Astăzi Apostolul Pavel le explică romanilor cum neamurile au ajuns să aibă parte de acea mântuire, de acea salvare, prin faptul că ei și-au împietrit inima, prin faptul că ei nu au ales să meargă după cuvântul lui Dumnezeu, să asculte și să creadă, așa cum a crezut Avram, așa cum a crezut Elisei, așa cum a crezut Isaia, așa cum a crezut toți prorocii cărora Dumnezeu le-a vorbit din neam în neam și a chemat și pe fiecare dintre ei, dar ei nu au ales. Și din cauza aceasta, Apostolul Pavel le spune să nu credeți că voi sunteți o seminție mai înaltă ca celelalte, din cauza că voi sunteți tulpinile din care neamurile au fost altoite la tulpina voastră. Și spune că să nu uitați că și voi ca tulpine sunteți parte din rădăcină și sunteți sfințiți din cauza rădăcinii. Și tot așa și mlădițele care sunt în tulpine, tot sunt sfințite prin același concept, prin aceeași treaptă, prin faptul că Hristos a făcut posibil lucrul acesta. Și a spus că toate crengile care sunt tăiate din smochin
spune că vor fi aruncate în iazul de foc și de puceasă. Judecata aceasta o face tatăl. Fiul decide pe cine să taie, pe cel care nu aduce rod, dar tatăl este cel care taie. Și spune că iazul a fost făcut pentru diavol și urmașii lui, pe cei care l-au urmat pe diavol. N-a fost făcut pentru om. Dumnezeu l-a ales pe om ca să trăiască o veșnicie împreună cu Dumnezeu și să aibă o corelație în adevăr, în traiul și dragostea pe care Dumnezeu ne-o dă. Dacă vrem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să o trăim. Trebuie să o înțelegem, trebuie să o studiem. Aceeași carte, același cuvântul lui Dumnezeu, este o relaționare directă omenirii și o experiență istorisită de oameni, cum ei au avut o relație adevărată cu Dumnezeu și cum ei au încercat să-L cunoască pe Dumnezeu în totalmente. Tot așa și în cronici este descris astăzi rădăcina neamului evreu și cum Dumnezeu și-a ținut cuvântul și cum a dat neam din neam din neam și cum le-a vorbit fiecăruia în parte și le-a arătat că fiecare om, fiecare nume este important, fiecare seminție. Vei merge și vei vedea că fiecare seminție a trăit de la Adam, după cronici, până la robia de 70 de ani, care a mers în robia siriană și babiloniană. După ce s-au întors înapoi, le-a fost readus aminte această istorie și este redată în detalii și fiecare dintre noi, că Dumnezeu și-a ținut cuvântul Său și nu ne va lăsa niciodată. Dumnezeu să ne ajute ca să fim credincioși, ascultători și împlinitori ai cuvântului Lui. Și poate am vorbit ca un om de pe altă planetă sau ca un om bolnav, dar așa se întâmplă atunci când mergi și studiezi cuvântul și cunoști adevărul. Vă doresc o zi bună și stați alături!